Bine v-am găsit la știri. Sâmbătă a avut loc cea de-a doua parte a festivalului Zilele Cetății Alba Carolina. În cadrul evenimentului a fost inaugurat traseul turistic al porților cetății, poarta a 6-a, a 5-a și a 4-a. Distracția a avut loc pe traseul de sud al cetății Alba Carolina, astfel că muzica bună și mirosul micilor a acaparat atenția sutelor de albaiulieni. Orașul nostru s-a îmbrăcat din nou în haine de sărbătoare. La deschiderea oficială a traseului turistic, primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, spunea că despre poarta 6 se știe că în 1919 regele Ferdinand și regina Maria au intrat în cetate pe această poartă. De sâmbătă, cetățenii orașului și turiștii se pot bucura de frumusețea cetății, care pentru mult timp a reprezentat un punct de trecere între zonele principale ale orașului. În cetatea noastră, în cetatea pe care toți albaiulienii o iubesc, și o prețuiesc, cetatea care arată din ce în ce mai bine și cetatea noastră care în momentul în care va fi gata va fi cu totul altceva. Va fi un loc unic, nu numai în România, am curajul să spun și în Europa. Cetatea știți că este foarte veche, însă de 80 de ani, poate de mai mult de 80 de ani, nu știam nimic despre ea decât că treceam prin ea. Cei care locuiau în cetate și aveau jobul jos sau invers în centru, treceau prin cetate. Era un loc de trecere ca și o potecă. Nu ne spunea altceva nimic. Din păcate, 80 de ani a stat ascunsă și a fost ca și un oraș interzis. Cu micul mare, albaiulienii au profitat de vremea frumoasă de afară și au ieșit să se bucure de manifestările organizate cu ocazia Zilelor Cetății Alba Carolina. Sute de albaiulieni s-au putut bucura de deschiderea traseului celor trei fortificații, dar și de inaugurarea traseului porților 4, 5 și 6. Aceștia au putut vedea defilarea gărzii cetății Alba Carolina, dar și o luptă demonstrativă a atacului insurgenților asupra cetății. După inaugurarea porților 6, 5 și 4 și după asistarea la bătălia demonstrativă a insurgenților asupra bastioanelor de sud, albaiulienii au fost încântați de fanfara Centrului Cultural Augustin Bena. Sâmbătă, traseul celor trei fortificații și porțile cetății au fost luate cu asalt de albaiulieni și turiști deopotrivă. Oamenii au profitat de vremea însorită de mai pentru a se bucura de festivitățile prilejuite de Zilele Cetății Bastionare Alba Carolina. Nemaipomenit, frumos, excepțional sau chiar magnific, acestea sunt cuvintele pe care le-au folosit vizitatorii atunci când au fost întrebați cum li se pare acum cetatea Alba Carolina. Un singur cuvânt, magnific! Ce v-a plăcut cel mai mult? Absolut totul. Lucru binevenit, abordează și context istoric, spectacol foarte frumos. Ce v-a plăcut cel mai mult? Lupta. De când ai așteptat să fii aici, să Am vezi cum arată? Școala. N-am știut unde mergem prima dată. Și cum ți se pare? Foarte merge frumos. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Bătăliile și când a început să arunce cu tunurile. Spune-ne ce impresie ți-a lăsat cetatea astăzi. Impresionant, este foarte frumos amenajat totul, totul pregătit și frumos organizat. O impresie foarte bună. Ce v-a plăcut cel mai mult din ce ați văzut? Salvele de tonare. Ați mai văzut salvele până acum? Da. Eu sunt din Alba, nu am mai fost de mult și sunt încântată de cum arată. Ce ați reușit să vedeți din festivitățile care au avut loc? Aproape toate festivitățile desfășurate după ora 11. Ce v-a plăcut cel mai mult? Focul de artilerie. Ce impresie ți-a lăsat cetatea astăzi? Impresie foarte bună. Este un moment cultural pentru toți locuitorii. Ce ai reușit să vezi?
în garda cetății și demonstrația cu tunurile, cu puștile. De unde veniți? Din Olanda. De cât timp sunteți aici? Vizitam familia și eu fac o călătorie aici. Ce v-a plăcut cel mai mult din ce ați văzut astăzi? Astăzi? E societatea frumoasă. Și reenactment. Mi-a plăcut cel mai mult cum au cântat domnii aceia costumați. Și mi-a plăcut că am ieșit din nou pe pod, pentru că n-am mai fost de mult pe aici. Foarte bună. Traseul porților? Foarte frumos. Și curat. De când ați așteptat să vedeți așa ceva în Alba Iulia? Aștept de 40 de ani. De când stau în Alba Iulia. Fie că au venit pentru a asista la festivități sau doar la o bine meritată plimbare, vizitatorii s-au declarat impresionați de frumusețea cetății Alba Carolina și au lansat o invitație tuturor românilor de a veni la Alba Iulia. Indicăm tuturor vizitatorilor să treacă prin cetatea Alba Iulia, au ce vedea. Să vie să ne viziteze, să vadă cetatea istorică. Vă așteptăm cu mult drag. Ce se poate vedea aici? Foarte multă istorie. Fiecare piatră are istoria ei. Unele din aceste istorii ale istoriei pietrei au fost scoase în valoare din ce în ce mai mult în ultimii 5 ani de realizările executate în cetate. După cum vedeți, nici măcar nu e nevoie de cuvinte, trebuie doar imagini. Dacă doresc să vadă cu adevărat viața anilor 1800 și înainte, să vină la Alba Iulia. Bun gust, acestea sunt cele mai potrivite cuvinte care să descrie atmosfera întreținută sâmbătă în cetatea bastionară de tip Voban, Alba Carolina. Imediat după terminarea momentului artistic numit Atacul Insurgenților, șanțurile cetății au început să răsune. Prima dată a urcat pe scenă fanfara Centrului Cultural Augustin Bena, care a interpretat atât cântece de fanfară, cât și cântece patriotice. Mai apoi, ansamblul de dansuri folclorice a Centrului Cultural Augustin Bena au întreținut atmosfera în compania celor din ansamblul Jidvei România. Cei mici și nu numai au fost încântați de magiile unui iluzionist. Trucurile acestuia au captivat publicul. Țigara este aprinsă 100%, da? Se vede, poți să, ești fumător, poți să verifici treaba asta. Țin-o la acest tricou? Țin-o la el. Și eu țin la tricourile mele. Ultimii care au contribuit la voia bună a spectatorilor au fost cei de la Vox Band, care au interpretat muzică ușoară. Seara a culminat cu o defilare cu torțe a elevilor de la Colegiul Militar Mihai Viteazul, urmate de salve de tun. Focurile de artificii au încheiat manifestările dedicate cetății bastionare Alba Carolina.
timp de 3 zile, Alba Iulieni au trecut pragul târgului de carte Alba Transilvana. Vizitatorii au profitat de ofertele editurilor pentru a-și îmbogăți biblioteca, au luat parte la lansări de volume și au avut șansa de a se întâlni cu autori consacrați din țară și de peste hotare. Târgul de carte Alba Transilvana s-a aflat la cele 5-a ediție și s-a bucurat de prezența numeroase personalități ale vieții culturale. 60 de edituri din țara și străinătate și-au prezentat oferta editorială și au venit cu reduceri considerabile. Cu ce ofertă de carte ați venit anul acesta la târg? Am venit cu oferte, zic eu, numeroase și la dicționare, manuale, pentru cărticele pentru copii. Acum așteptăm să vină lumea să cumpere. Am venit cu ofertă de carte pentru copii, dar în același timp și pentru adulți. Cărțile noastre sunt reduse de la 25% până la 70%, chiar unele dintre ele. Am venit cu un amestec de oferte cu prețuri foarte mici pentru iubitorii de carte eseistică în principal și poezie. Dar ne respectăm și clienții tradiționali, cei obișnuiți cu noi ca editură de specialitate, editură economică. Avem câțiva autori deja consacrați, îl nominalizez aici pe profesorul Mircea Coșa. Ofertele îi privesc pe cei care iubesc literatura de anumit gen și economia românească și nu numai. Alba Iulieni au profitat de prețurile scăzute și au plecat la târg cu plasele pline de cărți din diverse domenii. Oferta este destul de variată, să avem de unde alege. În principiu de istorie, prietenul meu este pasionat de istorie și religie, istoria religiei mai mult și cam pe domeniul ăsta. Câte cărți ați cumpărat? Oh, nu știu, mai multe, cred că în jur de 10. Foarte multe cărți, în comparație cu alți ani, foarte multe. Chiar dacă sunt mai puține edituri, dar sunt foarte bune cărțile care au apărut până acum. Câte cărți plănuiți să cumpărați? În limita bugetului, deocamdată am început, deja am câteva. Ai venit cu grupul tău de prieteni aici? Bineînțeles, suntem colegi și suntem pasionați de literatură, în special de, cum a spus înainte, de ficțiune. Ce părere ai despre organizarea unei asemenea târg în Alba Iulia și chiar într-un mall? Păi este al doilea an când vin la acest târg și mi se pare o idee foarte bună, întrucât am reușit să-mi achiziționez câteva cărți pe care nu mi le-aș fi permis în mod normal, deoarece se acordă reduceri. Piesa de rezistență a acestei ediții a târgului a reprezentat-o cele peste 100 de lansări de volume, un adevărat maraton cultural. Dincolo de poezie, dincolo de revistă, dincolo de tot ceea ce scrie, este om. Vă știți că omul sfințește cuvântul scris, drept care tot ce scrie, sau aproape tot, gusturile nici nu se discută până la urmă, trece așa prin sufletul tău și îți alegi părticica care îți place ție. M-am născut în noaptea, anul, în ziua în care a avut accidentul Nicolae Ladeș. N-am realizat acest lucru decât târziu, iar în momentul în care l-am realizat, l-am considerat ca o legătură de suflet. E ca și cum mi-ar fi predat o ștafetă și un drum pe care să-l urmez. La această ediție a târgului de carte Alba Transilvana, Alba Iulieni au avut șansa de a se întâlni cu personalități marcante ale culturii românești și universale, precum Eugen Simion, Dorel Vișan, Ingo Cezaro, Nora Iuga, Victor Rebenciuc și Grigore Leșe. Lita autorilor români s-a reunit zilele trecute la Alba Iulia, unde a avut loc cea de-a 8-a ediție a colocviilor romanului românesc contemporan. Scriitori precum Nicolae Manolescu, Radu Mareș, Virgil Bodoabă, Dumitru Radu Popescu, Aurel Pantea sau Marta Petreu au încercat să răspundă întrebării cum se scrie un roman. Dezbaterile colocviilor s-au desfășurat în sala Senatului Universității 1 decembrie 1918. Deschiderea lucrărilor a avut loc sâmbătă în prezența rectorului Daniel Breaz, a președintelui Consiliului Județean Alba Ion Dumitrel și a președintelui filialei Alba Hunedoara Uniunii Scriitorilor, Aurel Pantea. De data aceasta, colocviile au o temă absolut incitantă și foarte generoasă, care își privește atât spiritul critic cât și spiritul creator de roman. Pur și simplu, cum se scrie un roman. Sunt încântat pentru că astăzi avem în universitatea noastră o manifestare de un astfel de nivel
la care participă, din spusele colegului meu și din ceea ce mai știu eu în domeniul literaturii, eu fiind matematician, o serie de oameni extrem de valoroși, care nu au făcut altceva și nu vor face în continuare decât să ridice, să ducă mai departe literatura română. Pentru noi e o mare, mare onoare că la Alba Iulia se desfășoară un astfel de eveniment. Și spun că de fiecare dată n-ar fost posibil dacă nu am fi avut această minunată filială a Uniunii Scriitorilor și sunt aici de față alături de mari, mari scriitori români și mari scriitori ai noștri din Județoaba și din Hunedoara. Criticul și istoricul literar Nicolae Manolescu, președintele Uniunii Scriitorilor din România, a fost directorul acestei ediții a colocviilor. Avem o colaborare veche, să zic așa, și pe multe planuri. În ce privește colocviul romanului, da, am încercat și noi, l-am făcut în două etape, am avut și o zi de discuții la Călimănești, am încercat să aducem romancieri din toate generațiile care să spună ceva. Tema ediției din acest an a fost extrem de incitant atât pentru romancieri cât și pentru critici și public. Întrebarea cheie a fost cum se scrie un roman, iar pentru a răspunde autorii au adus cele mai diverse și creative argumente. Înseamnă refacerea lumii pe cale verbală. Prin aceasta, romancierul pare fi în situația creatorului. Așadar, el ar putea fi asemănat cu o divinitate, dar se cade să precizez imediat. Nu este o divinitate propriu-zisă, ci doar o divinitate degradată. Prima frază este capătul ghemului. Rebreanu avea dreptate. Ca la versuri. Nici o deosebire din acest punct de vedere între scrierea unui poem și scrierea unui roman. Sau chiar a eseurilor și studiilor. Prima frază ca îmbinare a materiei și formei. Colocviile romanului românesc contemporan au fost inițiate de scriitorul Nicolae Breban în anii 90. După mulți ani de pauză, colocviile au fost reluate fiind găzduite exclusiv la Alba Iulia. Academicianul Gheorghe Vlăduțescu a fost primit în rândul comunității academice albaiuliene. Titlul de doctor honoris causa i-a fost înmânat sâmbătă la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. Propunerea Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia de a-l numi pe academicianul Gheorghe Vlăduțescu doctor honoris causa a fost aprobată în ședința Senatului Universității din 11 aprilie. Academicianul Gheorghe Vlăduțescu s-a născut la 8 septembrie 1937 în Cărbuneștiului Tudor Archezii, din județul Gorj. A absolvit școala primară și gimnaziul la Târgu Cărbunești și apoi liceul Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu în 1954. A urmat apoi Facultatea de Filosofie a Universității din București, pe care a absolvit-o în 1962. Din 1962 a fost pe rând preparator, asistent, lector, conferențiar la Catedra de Istoria Filosofiei a Facultății de Filosofie din București. Academicianul Gheorghe Vlăduțescu este profesor de filozofie la Universitatea București, având în spate 50 de ani de activitate universitară. Convertimus acem nostre mentis. Cum virtus premio, et fidelitas remunerationis beneficio, nur adenus care repetem, nos, protor et tantis meritis, honore vobis, bacalaureo filosofie, doctissime erudito, havere volumus cum titulo doctor honoris causa. Vă mulțumesc pentru a vă fi asociat universității noastre, pentru că de fapt, asta înseamnă, adică un asemenea titlu este unul de acceptare în rândul comunității noastre și ce poate să fie mai bucurător pentru un bătrân de astfel decât, iată, să fie la vârstă, mai înaintată, să fie primit într-o nouă universitate. Este aproape ca un început de nouă viață și ca un început de reînceput într-o
într-o activitate continuă. Gheorghe Vlăduțescu este din 1995 membru corespondent al Academiei Române, iar din 1999 titular al celui mai înalt for științific național. În perioada iulie 1990-martie 1995, profesor universitar dr. Gheorghe Vlăduțescu a deținut funcția de secretar de stat pentru culte în cadrul Ministerului Culturii și Cultelor. A fost unul din susținătorii introducerii religiei ca disciplină în școlile generale din România. Universitatea 1 decembrie 1918 a fost zilele trecute gazda Olimpiadei Naționale a Studenților Economiști din România. Astfel, reprezentanți din 12 centre universitare din țară au prezentat în fața Comisiei cercetări pertinente în domeniul economiei, axate pe administrație publică și dezvoltare regională. Olimpiada i-a vizat atât pe studenții cât și pe masteranzii în domeniul economiei. La nivel de licență s-au înscris în competiție 25 de lucrări, iar pentru nivelul studiilor universitare de master, 8 lucrări. Este un eveniment științific, de talie națională, pe care îl organizăm la un interval de 2 ani și anul acesta a fost rândul universității noastre pentru a-l derula aici. Participanții la Olimpiada au provenit la facultăți cu profil economic și administrație publică, de la universități din Iași, Reșița, Târgu Jiu, Timișoara, Petroșani, Arad, Oradea, Galați, București, Constanța, Suceava și Alba Iulia. Olimpiada Națională a Studenților Economii se înscrie în seria acțiunilor inițiată de către Asociația Facultăților de Economie din România pentru a spori nivelul calitativ al învățământului superior economic din România. Inițiativa organizării Olimpiadelor studențești este de fiecare dată un prilej care ne confirmă spiritul de creativitate și de competiție al studenților noștri. Olimpiada Națională a Studenților Economiști a fost organizată de Asociația Facultăților de Economie din România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, prin Facultatea de Științe. Municipiul Aiud a fost în sărbătoare în acest weekend. În centrul orașului a avut loc festivalul numit Ziua Tineretului. Aiudenilor le-au fost oferite momente artistice pe scena amplasată în piața aiudeană. Pe scenă au urcat atât tinere talente din toate domeniile muzicale, cât și artiști consacrați. Vremea bună de afară și starea de spirit a cetățenilor din Aiud au făcut ca acest spectacol să se ridice la standarde înalte. În imediată apropiere a scenei au fost amplasate mese, iar nu puțini au fost cei care au luat la pas tarabele cu mititei, bere sau alte produse culinare. Din spusele domnului primar Horațiu Josan, festivalul s-a desfășurat fără niciun fel de probleme de-a lungul celor 3 zile, în care toată lumea s-a simțit bine. Ce părere ai despre sărbătoarea organizată de Ziua Tineretului? Deocamdată e totul bine. Da. Da. Ce v-a plăcut cel mai mult în zilele acestea? Ieri, muzica ieri a fost cea mai bună, după părerea mea. Este foarte frumoasă. Ai venit? Cum? Ai venit de vineri, în fiecare zi ai fost. Da, da, și îmi place. Este foarte frumos. Frumoasă, frumoasă, foarte frumoasă. Ce v-a plăcut cel mai mult din program? Toate, toate frumoase. Mai așteptați așa ceva aici la eu? Da, cum să nu? Cum să nu, noi suntem de aici, din Băștinaș, de aici. Ne place toate. Edilul municipiului Aiud, Horațiu Josan, s-a declarat mulțumit de acest festival, organizat fără nicio tentă politică. Acest festival al tineretului, care durează de vineri și până astăzi, este un festival dedicat tuturor aiudenilor, pentru că aiudenii cred că sunt mereu tineri prin ceea ce fac. Este un festival fără nicio tentă politică, un parteneriat public-privat între administrația locală și un întreprinzător care a dorit să ofere această bucurie aiudenilor. Și cred că și vremea a ținut cu noi, ceea ce ne bucură, se vede că lumea se simte bine. Astăzi este muzica populară, ieri a fost muzica rock, în prima zi a fost o muzică ușoară, deci toată lumea s-a putut simți tineri și și-au găsit locul în acest festival. Pentru aiudeni, distracția continuă și în perioada următoare, urmând ca după alegerile locale, indiferent cine va câștiga, să aibă loc a doua ediție a Festivalului Internațional de Folclor. Și pe viitor vor mai avea parte de asemenea evenimente, nu? Da, după alegerile locale este Festivalul Internațional de Folclor, o tradiție. Suntem la a doua ediție, unde o să avem reprezentanți din toate orașele partenere ale Aiudului, cât și din alte țări. Acest festival cred că vor fi prezente 12 țări.
cu formații și va dura 4 zile și asta după alegeri, ca să nu confundăm niciodată ceea ce înseamnă administrație, normalitate, cu ce ar însemna o campanie electorală de prost gust. Voia bună se pare că s-a instalat în municipiul Aiud. În ultima perioadă au avut loc mai multe festivaluri, precum Festivalul Internațional de Umor, Festivalul de Film de Foarte Scurt Metraj, Ziua Tineretului, iar în cele ce urmează Festivalul Internațional de Folclor. Duminică, la Casa Memorială Lucian Blaga din Lancrăm a debutat cea de-a 32-a ediție a Festivalului Internațional Lucian Blaga. Evenimentul se află sub egida Târgului de Carte Alba Transilvana și se va desfășura până în data de 9 mai. În curtea Casei Memoriale Lucian Blaga au venit pentru a aduce un cuvânt de laudă primarul municipiului Sebeș, Mugurel Țârbu, directorul Centrului Cultural Lucian Blaga din Sebeș, Radu Totoianu, reprezentanții asociațiilor culturale, poeți din toate colțurile țării, dar și marele actor Dorel Vișan. Primarul municipiului Sebeș își dorește ca acest eveniment să prindă amploare de la an la an, astfel poetul Lucian Blaga nu va fi uitat. Anul acesta putem să difăm din toate punctele de vedere o manifestare culturală de interes național care se desfășoară de mulți ani de zile, de 32 de ani, în municipiul Sebeș, în Lancrăm, în locul natal al lui Lucian Blaga. Bineînțeles că, la fel ca și în fiecare an, și anul acesta, organizatorii, împreună cu mai mulți parteneri importanți, au făcut eforturi de așa natură încât să păstreze, dacă nu chiar să crească, nivelul științific al acestei manifestări. Actorul Dorel Vișan a recitat două poezii ale cărturarului Lucian Blaga, Laudă suferinței și Veniți după mine, tovarăși. Cu un chiot aș vrea să închin în cinstea sălbaticei mele minuni care pleacă lăsându-mă singur cu plânsul cu voi și cu toamna. Veniți mai aproape și cel care are urechi de auzit să audă. Maestrul a precizat că în prezent tinerii au uitat de poezie, iar o parte din vină o poartă generațiile trecute. Am să vă aduc în memorie două poezii superbe ale lui. Cu durere am suflet că și Lucian Blaga și George Coșbuc, și Eminescu, și alți mari cărturari ai neamului, nu se mai recită. Și în special nu mai au loc în mintea tinerimii. Și nu e vina lor, ci este vina noastră. Ziua însorită, copacii înfloriți și atmosfera de sărbătoare au adus inspirație directorului Bibliotecii Județene Lucian Blaga, Mioara Pop, care a spus că nu există mai mare respect decât să te întorci și să vii spre sufletul și spre opera lui Blaga. În cadrul evenimentului au fost lansate cărți cu și despre Lucian Blaga, considerat în poezie contemporan etern. De asemenea, a fost făcută și o vizită la Casa Memorială Lucian Blaga, plină de lucruri donate în mare parte de fica poetului, Ana Dorica. În cadrul aceluiași eveniment, Casa Natală și-a îmbogățit colecția de obiecte dedicate marelui cărturar cu o replică a bustului său, care a fost donată și realizată de sculptorul Cornel Durgheu din Oradea. Ultimul eveniment din cadrul Târgului de Carte Alba Transilvana a fost susținut de marele actor Victor Rebenciuc și de maestrul Grigore Leșe, astfel că seară în Sala Unirii a avut loc spectacolul Lumină Lină în memoria poetului creștin Ioan Alexandru. Lumină Lină, spectacolul de muzică și poezie, a adus un omagiu poetului Ioan Alexandru. Astfel, Sala Unirii a răsunat pe cele mai frumoase texte alese și recitate de Victor Rebenciuc. Mi-e proaspăt în pupile o sfântă întâmplare, ce vreau de acum o clipă a nu mă părăsi. Eram pe câmp, când răsăritul soare întemeia în mine, strigând o nouă zi. Rapsodul din Țara Lăpușului, Grigore Leșe, a transpus și el prin fluier și voce poeme străvechi care au făcut ca evenimentul să se transforme într-un moment tainic sub semnul lui Ioan Alexandru. Noi, tânirii cu moarte.
Sala Unirii a fost neîncăpătoare, semn că Alba Iulienii au fost sensibilizați de horile și doinele de Bucium. Acesta a fost momentul în care au început să cânte cu toții. Lina a debutat prima dată pe scena Ateneului Român din București. Spectacolul a fost transpus pe scenă în 26 februarie, când poetul Ioan Alexandru a fi împlinit vârsta de 70 de ani. Evenimentul a fost organizat de Biblioteca Județeană Lucian Blaga și Asociația Artă și Tradiții Meșteșugărești Alba, cu sprijinul Consiliului Județean, în colaborare cu Muzeul Național al Unirii Alba Iulia. Dascălii care vor, din toamnă un loc la catedră, au intrat în focul probelor. Este primul an în care viitoarele cadre didactice trebuie să treacă printr-o probă practică ce constă într-o inspecție la clasă. Aceasta va fi notată de o comisie și este obligatorie pentru a putea intra la proba scrisă. Examenul propriu-zis va fi în vară, în luna august, în aceea zi și la aceeași oră în toate unitățile de învățământ. În Alba există aproximativ 450 de posturi vacante. Nu toate sunt posturi titularizabile, deoarece peste 70 de catedre sunt rezervate. La concursul de titularizare în învățământ în județul Alba s-au înscris aproape 660 de dascăli. S-au înscris în total 659 de cadre didactice. Cei mai mulți, 167, sunt pentru profesori pentru învățământ primar și, de asemenea, destul de mulți sunt pentru educatoare, 62, sau cum ar fi 52 la educație fizică și sport, dar avem și discipline la care sunt foarte puțini, câte unul, la coreografie sau la alimentație publică, respectiv pentru grădiniță în limba germană, maghiară, tot câte unul. Din acest an, titularizarea nu se mai poate obține prin examen național, ci la nivel de școală, consorțiu sau asociere de unități de învățământ. Concursurile se vor desfășura în 35 de centre, care sunt organizate sau prin asociere, sau în consorțiu, sau individual, după cum a hotărât Consiliul de Administrație al unității respective. Până în data de 8 iunie se vor desfășura probele practice și orale, respectiv inspecțiile speciale la clasă. Pe 2 august va avea loc proba scrisă și afișarea graficului de repartizare, rezultatele urmând să fie afișate cel târziu pe 6 august. În zilele de 6 și 7 august vor putea fi depuse contestațiile, iar pe 9 august vor fi afișate rezultatele finale. Astăzi a avut loc la Alba Iulia un interesant seminar axat pe rețeaua EURES România și serviciile pe care le oferă șomerilor, persoanelor în căutarea unui loc de muncă și angajatorilor. Rețeaua EURES cuprinde 700 de consilieri, 1.300.000 de locuri de muncă vacante și peste 27.000 de angajatori. Seminarul a avut pe ordinea de zi prezentarea structurii și a modului de funcționare a EURES România, dar și expunerea serviciilor oferite de Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Alba. Această acțiune se vrea a fi o acțiune de mediatizare a serviciilor oferite de Agenția de Ocupare pentru Forța de Muncă Alba prin compartimentul EURES. EURES este o rețea de cooperare internațională unde sunt arondate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene plus încă 3 state membre ale spațiului economic european, respectiv Islanda, Norvegia și Luxemburg, iar al 31-lea stat este Elveția. În această rețea fac parte instituții publice din statele menționate, organizații neguvernamentale, sindicate și patronate. De remarcat este că unul din principalele obstacole pe care le întâmpină muncitorul român în tentativa de a lucra în străinătate este cunoașterea unei limbi de circulație internațională. Locuri de muncă vacante postate pe portalul EURES, iar diferența față de locurile de muncă care sunt ofertate pe piața națională este faptul că angajatorii străini dau foarte multe detalii vis-a-vis de locul de muncă respectiv. Sunt acolo oferite și condițiile de muncă, nivelul de salarizare, pe urmă eventuale cunoștințe de limbă străină, pentru că acesta este unul dintre principalele obstacole cu care ne-am confruntat
respectiv necunoașterea, cel puțin a unei limbi de circulație internațională de către potențialii solicitanți. Tot în cadrul seminarului s-au prezentat condițiile de muncă și viață din Germania, precum și cerințele practice de pe piața nemțească a forței de muncă. Au detaliat pe această temă consilierul EURES Simona Iosep și specialistul Eugen Filimon. Aproape jumătate din firmele din județul Alba au datorii restante la stat. Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Alba a actualizat lista societăților comerciale care înregistrau în luna martie obligații restante la bugetul de stat, la asigurările sociale, precum și la bugetul asigurărilor de sănătate și șomaj. Reprezentanții Direcției Generale a Finanțelor Publice Alba mai precizează că aproape 3.900 de datornici se află în procedură de executare silită pentru restanțele de la bugetul de stat, iar peste 2.300 pentru datoriile de la bugetul asigurărilor sociale. De asemenea, aproximativ 2.200 de firme nu și-au plătit datoriile la Fondul Asigurărilor de Sănătate și în jur de 2.000 de contribuabili, persoane juridice, vor fi executați silit pentru restanțele la bugetul asigurărilor de șomaj. Datoriile publicate în listă sunt datoriile restante ale agenților economici la data de 31 martie și neplătite până la data publicării, respectiv 31 aprilie. La bugetul general consolidat al statului au fost publicați la acest termen un număr de 4.041 de contribuabili mici și mijlocii care înregistrau la 31 martie 2012 un total al obligațiilor restante în sumă de 232.613.000 lei. Precizăm că potrivit datelor statistice centralizate de Registrul Comerțului, la data de 31 martie existau în județul Alba peste 9.800 de societăți comerciale active, din care peste 4.000 sunt datoare la stat. Cei interesați pot consulta lista pe website-ul Agenția Națională de Administrare Fiscală la adresa www.anaf.ro, categoria informații publice, sub categoria informații privind agenții economici, din pagina obligații restante către bugete. Speciile și habitatele din siturile naturale frumoase situate în zona munților Sebeșului vor fi conservate și protejate printr-un proiect pe program operațional sectorial de mediu implementat de Consiliul Județean Alba. Contractul a fost semnat astăzi și se ridică la peste 3 milioane de euro. Prin proiect se propune realizarea planului de management integrat pentru siturile Frumoasa, cu accent pe măsurile speciale de conservare a speciilor și habitatelor aflate pe teritoriul acestora. Suprafața totală a ariilor vizate este de 137 de hectare, fiind localizată în județele Alba, Hunedoara, Sibiu și Vâlcea. Acest al cincilea proiect vine să, pe axa prioritară 4, vine să situeze județul dumneavoastră în regiunea centru, în rândul județelor care au avut o preocupare constantă și susținută pentru protecția mediului și pentru protecția naturii. Activitățile vor cuprinde realizarea de hărți de distribuție a habitatelor naturale a populațiilor speciilor sălbatice, precum și evaluarea stării de conservare a acestora. Se va efectua totodată un sistem unitar de evidență a regimului de proprietate al terenurilor și construcțiilor permanente. În plan este și realizarea centrului de vizitare Frumoasa și a punctelor de informare. Urez mult succes acestui proiect, pentru că demersul este de acum greu, tehnic și dificil și asigur încă o dată de întregul parteneriat și colaborare a Ministerului Mediului pentru acest proiect. Prin caravana Frumoasa și prin taberele educaționale pentru copii, se dorește conștientizarea comunităților locale cu privire la conservarea biodiversității. Perioada de implementare a proiectului este de 34 de luni. Furnizarea energiei electrice va fi întreruptă în această săptămână în mai multe localități din județul Alba din cauza unor lucrări. În funcție de condițiile meteorologice, orarul lucrărilor ar putea fi modificat. Iată și locațiile unde vor fi executate lucrări care vor avea drept urmare oprirea temporară a alimentării cu energie electrică. Mâine, între orele 8 și 15, vor rămâne fără energie electrică localitățile Întregalde, Gheolcani, Cunța, Drașov, Boz, Spring și Doștat. Tot mâine vor fi lucrări și în Cugir și Războieni. Miercuri vor fi afectate de lipsa energiei electrice localitățile Întregalde, Vama Seacă și o parte a orașelor Cugir și Aiud. Joi, energia electrică se va opri în Sântimbu și Coșlar în intervalul 8-15. Vineri este rândul cartierilor Partoș și Oarta de Sus să rămână fără energie electrică între orele 7:30 și 15:30.
Premierul desemnat Victor Ponta a declarat luni, după discuțiile cu delegația Fondului Monetar Internațional, al Băncii Mondiale și a Comisiei Europene, că de la 1 iunie salariile bugetarilor vor crește cu 5%. Restul, de până la 15%, se va acorda tot în cursul anului 2012, în luna octombrie sau noiembrie. Ponta a precizat că ministrul propus pentru finanțe, Florin Georgescu, a negociat o țintă de deficit de 2,25% din PIB pentru 2012, adică o extensie de 0,35%. În opinia liderului social-democrat, acest procent este mai mult decât suficient pentru a acoperi proiectele pe care guvernarea USL le consideră esențiale. Ponta a mai spus că dacă Parlamentul va acorda votul de investitură guvernului, scrisoarea de intenție va fi aprobată de către executiv în prima ședință de marți. Dacă vreți să încercați o vacanță autentic românească, acum este momentul. Asociația Națională a Turismului Rural a demarat programul Vacanțe la Țară, ce se va desfășura până pe data de 15 iunie. Oferta este una foarte atractivă. Pachetul de cazare aferent programului special Vacanțe la Țară oferă sejururi de 5 nopți 6 zile la pensiuni de 2 margarete la prețul de 150 de lei de persoană. Pentru pensiunile de 3 și 4 margarete, tarifele pentru un sejur au prețuri de 195 de lei de persoană. Destinatarii acestui program sunt toate categoriile de turiști care vor să descopere viața satului, tradițiile locului și ospitalitatea specifică acestui tip de turism. De asemenea, veți avea ocazia să degustați bucate tradiționale românești, specifice zonei pentru care veți opta. Fiecare pensiune participantă în acest program va oferi din partea casei micul dejun. În ofertă sunt incluse 5 nopți de cazare în cameră dublă, prima noapte fiind aferentă zilei de duminică. Antec estimează că în acest an gradul de ocupare va crește cu peste 50%. Trebuie însă să vă faceți repede planurile, deoarece programul Vacanțe la Țară se va încheia pe 15 iunie. Militarii disponibilizați sau trecuți în rezervă se consideră umiliți și jigniți de statul român. Colonelul în rezervă, Vasile Dobra, afirmă că în sistemul de pensii este o adevărată harababură. Președinte la nivel de Alba al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate și în rezervă, colonelul Vasile Dobra afirmă că sunt ofițeri în rezervă care primesc în aceeași lună două cupoane de pensie de valori diferite. Sunt ofițeri în rezervă din Ministerul de Interne, din Ministerul Apărării și din SRI, din toate categoriile, care au și 5-6 decizii de pensie. Păi, spuneți-mi dumneavoastră, care se folosește? Vine într-o săptămână, deci în aceeași lună, vin două decizii de pensie. Una crește, alta scade. Niciodată nu se poate demonstra dacă s-a folosit documentele reale după care s-au făcut acele decizii. Cadrele militare în rezervă vor să se revină la o decență în sistemul de pensii, să fie respectați la sfârșitul vieții, așa cum sunt respectați militarii pe întreg mapamondul, indiferent de vârstă. Medicul Călin Potor trage un semnal de alarmă asupra faptului că tot mai mulți albaiurieni sunt mușcați de căpușe. Politicianul crede că vina o poartă administrația locală, care nu ar fi făcut o dezinsecție cum scrie la carte. Medic de profesie, Călin Potor se arată îngrijorat de numărul cetățenilor care ajung la spitalul de urgență mușcați de căpușe. Oficialitățile au considerat că este mai bine să recoltăm sângele cu căpușe. Este mult mai ușor să o faci așa. Din păcate nu este eficient din punct de vedere economic, nici măcar medical. Trecând peste glumă, faptul că la urgență sunt tot mai mulți cetățeni albaileni care se prezintă mușcați de căpușe, că numărul internărilor la contagioase este în creștere. În opinia deputatului liberal, administrația publică poartă toată vina. Dacă dezinsecția se făcea corespunzător de către primărie, pe un contract pe care eu nu l-am adus în fața opiniei publice, a cărei valoare este similară cu a Clujului, oraș de 5 ori mai mare decât noi, să nu uităm că spațiile verzi sunt de multe ori mai puține decât la Cluj. Toaletarea spațiilor verzi lasă mult de dorit, este încă o condiție ca aceste căpușe să rămână acasă la ele și nu acasă la noi. Medicul Călin Potor atenționează că mușcătura unei căpușe poate duce la boala celor 1000 de fețe și mai rar la afecțiuni grave precum paralizia sau meningoencefalita. Trebuie menționat că boala celor 1000 de fețe este denumită astfel pentru că se manifestă diferit de la o persoană la alta.
Tableta iPad 2 tocmai a primit un suflu de prospețime. Apple a decis să înlocuiască procesorul A5 creat folosind procesul de fabricație 45 nanometri, cu o versiune mai eficientă fabricată cu litografie pe 32 nanometri. Deși nu aduce nimic în plus la capitolul performanță și facilități, noul iPad 2 este mai rece și consumă mai puțin energie, fapt ce se traduce în mai multe ore de mobilitate cu o singură încărcare a acumulatorului. Problema este că Apple a decis să nu promoveze în mod diferit noua versiune iPad 2, astfel că utilizatorilor le este practic imposibil să deosebească cele două versiuni ale tabletei. În lipsa oricăror semne distinctive pe ambalaj sau dispozitiv în sine, utilizatorii pot afla ce versiune iPad 2 au achiziționat doar pornind tableta și căutând numele de model menționat în sistemul de operare. Conform testelor desfășurate de AnandTech, tableta iPad 2 cu procesor A5 pe 32 nanometri se bucură de o autonomie îmbunătățită în medie cu 16%. Știrile iau sfârșit aici. Dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@albatv.ro sau la numărul de telefon 0371020000. Iar noi vom avea grijă ca aceste subiecte să ajungă în atenția publicului și autorităților. Rămâneți în continuare cu știrile sportive și datele despre starea vremii. Eu sunt Anca Huț și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bun găsit la știrile din sport. Este oficial, CSE Universitatea Alba Iulia a terminat acest sezon pe locul al cincelea și asta după ce Alba Iuliencele a reușit să câștige și cea de-a doua manșă a duelului cu Danzino Timișoara. Scorul final a fost de 89-77. După ce au câștigat primul duel cu Danzino Timișoara cu scorul de 76-75, Alba Iuliencele s-au impus și în cel de-al doilea meci și au reușit să termine acest sezon competițional pe locul al cincilea. Cea mai bună jucătoare a echipei CSU a fost Nadia Parker, care a reușit să marcheze 25 de puncte. Tanisha Harrison a marcat 23 de puncte, iar Rebecca Tobin 21. În acest moment, sezonul competițional s-a terminat pentru Alba Iuliencele. Pentru locul întâi se luptă fosta rivală a studentelor de la CSU și anume CSM Satu Mare, care se pare că nu poate să treacă peste pierderea Claudiei Pop, care este accidentată. Sătmărencile au pierdut de două ori în fața echipei CSM Târgoviște cu scorul de 64-49, respectiv 70-62. Cele două echipe vor mai avea de disputat încă 3 partide pentru a se stabili campioana României la basket feminin. FC Unirea Alba Iulia a pierdut sâmbătă în deplasare împotriva echipei Luceafărul Oradea. Partida a contat pentru etapa 25 a Ligii Secunde la fotbal. Scorul final a fost de 1-0. Partida a fost una destul de echilibrată, însă cu multe ratări de ambele părți. Ionuș Șerban a trimis în bara de la 17 metri. Gazdele au ratat și ele prin Bundia, care a trimis un șut din afara careului. Singurul gol al partidei a fost dat în minutul 73 de Neaga, care a profitat de greșeala lui Oltean. Se pare că golul său a decis scorul final de 1-0. De la partida de sâmbătă a lipsit din lotul albnegrilor Voicu Florea, care a fost lăsat acasă pentru al doilea meci consecutiv. După eșecul de la Oradea, FC Unirea ocupă locul al 10-lea din clasament cu 31 de puncte. Următoarea partidă se va disputa pe stadionul Cetate sâmbătă 12 mai în compania echipei Chindia Târgoviște. Cele două echipe sunt vecine de clasament, gruparea din Târgoviște situându-se pe poziția a noua cu un total de 35 de puncte. Dinamo și-a luat adio de la titlu după ce a pierdut în fața liderului CFR cu scorul de 1-0. Capetanos a fost cel care a dus victoria pentru clujeni în minutul 90. Prima repriză a fost una destul de slabă, oaspeții au încercat să marcheze, însă fără rezultat. În momentul 19, Vranie s-a avut șansa de deschide scorul pentru CFR, dar nu a lovit cum trebuie balonul. În minutul 43, Niculae întoarce o minge pentru Dănciulescu, dar atacantul dinamovist șutează fără vlagă cu latul. Andone a venit cu o decizie inspirată când Capetanos i-a luat locul lui Vranies. În minutul 90, Capetanos împinge cu capul mingea în poarta lui Naumovski. CFR Cluj a obținut o victorie importantă în lupta pentru titlu, iar Dinamo și-a luat la revedere de la locul întâi. Liga Studenților împreună cu studenții specializării Educație Fizică și Sport ai Universității 1 decembrie 1918 organizează în perioada 14-24 mai campionatele sportive universitare. Înscrierile au început astăzi și vor continua până în 11 mai. Sporturile la care studenții Universității 1 decembrie 1918 pot participa sunt fotbal, basket, volei, tenis de masă și șah. Înscrierile se pot face până în 11 mai. Este pentru prima dată când organizați o astfel de competiție? Nu este prima dată. În decursul celorlalți ani s-au mai organizat acest gen de activități care a prins foarte bine la nivelul studenților.
Câți studenți credeți că se vor înscrie? La ce număr vă așteptați? Ne așteptăm la un număr de 300 de participanți pe toate ramurile. Campionatul va debuta în data de 14 mai, iar cei care se vor înscrie vor plăti o taxă în funcție de ramura de sport la care vor participa. Pentru fotbal tariful este 10 lei de persoană, pentru basket și volei 5 lei, iar pentru tenis de masă și șah 2 lei. Câștigătorii vor fi premiați cu medalii, diplome și nu în ultimul rând bani. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile din sport. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bun găsit la o nouă rubrică meteo. Astăzi vremea se menține caldă, dar va deveni instabilă. Cerul va prezenta înorări temporar accentuate și vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 20 de litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină. Presiunea atmosferică nu va avea variații semnificative până la sfârșitul intervalului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, iar cele minime între 7 și 17 grade Celsius. Așadar, găsim înregistrate în această seară 19 grade la Alba Iulia și Aiud, vor fi 20 de grade la Sebeș, 18 grade la Blaj și 14 grade Celsius la Câmpeni. Noaptea, mercurul din termometre scade, astfel încât vor fi 10 grade la Alba Iulia, 12 grade la Sebeș, 11 grade la Aiud, 9 grade la Blaj și 7 grade Celsius la Câmpeni. Mâine vremea va fi instabilă, cerul va prezenta înorări, mai ales în cursul zilei, și se vor semnala averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului în toate regiunile, cu deosebire la deal și la munte. Temperaturile maxime vor fi în scădere, dar apropiate de normele climatologice ale perioadei. Acestea vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade, iar cele minime se vor situa între 7 și 17 grade. Așadar, aproximăm regimul termic situându-se în jurul valorii de 21 de grade la Alba Iulia, 23 de grade la Sebeș, vor fi 22 de grade la Aiud, 20 de grade la Blaj și 16 grade Celsius la Câmpeni. Vremea se va menține instabilă și poi mâine, iar cerul va fi mai mult noros. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade, iar cele minime între 6 și 16 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile meteorologice ale serii. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. La revedere!